Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 46-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun de viitor și cu privesc eu toate celelalte ediții precedente. Le puteți urmări pe pagina mea ionita.md, unde la rubrica Analize Economice sunt toate celelalte ediții, 46, plus două ediții speciale până în prezent am reușit să organizăm. Noi, de regulă, analizele economice discutăm subiecte de interes național, subiecte care ne afectează pe toți, dar rare ori, de câteva ori, de fapt, am discutat și subiecte care țin de municipiul Chișinău. Din ce cauză municipiul Chișinău? Bă, ce este concentrată un număr important din populația țării, majoritatea din noi, dacă și mergem undeva în vizită, facem la Chișinău, și atunci am dorit să știm ce se întâmplă și în municipiul Chișinău. Astăzi, analizele economice este dedicată orașului în care locuiesc o parte considerabilă de populație și anume vrem să discutăm despre subiectul tariful la transport public. De ce am ales acest subiect? Din simplu motiv că ieri în cadrul municipiului Chișinău au avut loc primele dezbateri publice legate de noua metodologie, când spunem noua, de fapt este unica metodologie și prima, ultima și cea mai nouă legată de transportul public și am vrea să ne oprim astăzi ca să vă informăm ce vor ei să facă, unde vor să ajungă și de fapt care este problema transportului public în municipiul Chișinău. Evident, asta mă voi opri asupra metodologiei, dar sper că într-un viitor apropiat vom reveni asupra subiectului transportului public în municipiul Chișinău și nu doar transportul public. Vreau să vă reamintesc că am vorbit și despre apa în municipiul Chișinău și din restul orașului, atunci pentru altă am discutat, deoarece cred că problema transportului Chișinău a fost delăsată ani de zile și acum, din ceea ce sunt eu, autoritățile vor să apropie să rezolve această problemă. Au făcut un pas atunci când au început a procura noi autobuse, trolebuse și, dar să nu discutăm mult, haideți să ne uităm care sunt cele mai mari patru probleme de bază, în opinia mea, patru probleme de bază cu care se confruntă municipiul Chișinău în tot ce înseamnă transportul public. Prima problemă, povară enormă asupra bugetului municipal. Acum veți vedea că transportul public este subvenționat foarte puternic de către bugetul municipal, din ce cauză nu s-au majorat prețurile de mulți ani de zile și bugetul municipal subvenționează. Știu că unii sunt contra acestor subvenționări, dar eu din contra, dar eu consider că este bine ca transportul public să fie subvenționat. Acest lucru se întâmplă în majoritatea țărilor europene. Tot ce trebuie să facem să fie niște reguli clare. De ce eu consider că este bine ca transportul public să fie subvenționat? Uitați-vă ce se întâmplă la noi. Orașul practic este imposibil de circulat. Toți sunt cu mașini. Despre așa să voi vorbi ceva mai târziu la problema numărul 4. Din acest motiv, municipiul Chișinău trebuie să descurajeze posesorii de autoturisme. Fie prin introducerea unor plăți la locuri de parcare, fie pentru introducerea unei taxe de circulație în centrul orașului, iar toți banii care sunt colectați de la transportatorii, de la cei posesori de autoturisme, să fie dați transportului public. Altfel spus, vrei să mergi cu mașina? Ești pedepsit. Vrei să mergi cu autobusul sau cu trolebusul? Ești încurajat prin faptul că municipiul îți subvenționează acest transport. Însă, această subvenționare eu consider că trebuie să fie și în continuare, ea va fi și voi arăta cum va fi, dar acum se dorește de a face ordine. A doua problemă care este legată cu transportul public este politizarea tarifelor. Ori, până în prezent, tarifele în transportul public nu aveau în componenta sa o analiză economică, dar era strict politic. Nu sunt contra acestui abordări și explic din ce cauză. Tariful în municipiul Chișinău mai mult este o problemă socială, politică, decât una economică. Am explicat. Municipiul Chișinău nu pur și simplu organizează transportul public, dar el educă un comportament pentru cetățean. Însă această politizare a tarifului evident ne-a jucat și fiesta. Din acest motiv, în opinia mea, formula nouă pe care a elaborat-o apropo BCI, Business Consulting Institute, a prezentat-o iar domnul Mihai Școvan, îl cunosc foarte bine de cel puțin 20 de ani, care am lucrat o perioadă lungă cu dumnealui. Deci formula nouă care o propune dumnealui doar încearcă să ne creeze la toți o claritate. Deci noi trebuie să știm exact de ce plătim, pentru ce plătim, de unde plătim și cum se formează această formulă. Din acest motiv, acest handicap care l-am avut noi, politizare excesivă a tarifului la transport, el trebuie să treacă pe planul 2, iar tot ce trebuie să discutăm noi în viitor este mecanisme de încurajare, mecanisme de fidelitate și multe mecanisme de protecție a cetățeanului și toate lucrurile acestea noi trebuie să discutăm în contextul unei formule clare. Din acest motiv, această metodologie nouă, dar nu este metodologie nouă, este prima metodologie care încearcă să clarifice situația municipiului Chișinău,
deja din start este bună, chiar dacă are anumite carențe, cum am spus-o și la ședința Consiliului, să le ia domnul 3-4 ani de zile să revenim la dânsa, să facem mai multă ordine. Important este să fie făcut în prezent primul pas. A treilea problemă care s-o confruntă municipiul Chișinău, cei care au circulat prin Europa, observați deodată cu ochiul liber lipsa unui sistem integrat de transport public. Ce înseamnă lucrul acesta? Eu, atunci când procur un tichet de călătorie, de fapt eu nu vreau să mă prind cu trolebusul sau cu autobusul, cel ce vreau eu să merg din punctul A în punctul B. În municipiul Chișinău acest lucru, din păcate, nu este posibil în condiția când trebuie să schimb 2-3 unități de transport. Eu, pentru la fiecare schimbare a unității de transport, trebuie să cumpăr un tichet suplimentar. Tot ce vom avea noi nevoie și din cât înțeleg aceasta se va întâmpla la următoarea etapă de implementare a reformei, atunci când vom crea un sistem unic integrat, acum doar să armonizează, să introduce un preț unic pentru tot transportul public municipiul Chișinău, trolebus, autobus, maxi-taxi, sau rutierile, cum ne spunem noi, sau microbusele, cum ne spunem noi, dar sper că într-un viitor apropiat, în anul 2023-2024, dar sper că în 2023, noi vom avea posibilitatea să procur un tichet, să mă pot deplasa din punctul A în punctul B, indiferent de câte unități de transport eu nu schimb. Plus, nu uităm că municipiul Chișinău este orașul care este vizitat de turiști, este vizitat de persoane. Dacă veți merge în orice oraș european, veți vedea că sunt tichete pentru turiști. De 24 de ore, 72 de ore, 48 de ore. Deci, altfel spus, trebuie să fie un tichet unic pentru 48 de ore, timp în care eu mă pot deplasa în municipiul Chișinău. Sau pentru o singură zi. Deci, evident, el trebuie să fie mai scump, dar trebuie de oferit această oportunitate. Această problemă cu lipsa unui sistem integrat de transport, deja parțial va fi rezolvată prin introducerea abonamentelor pe o lună, două, trei luni de zile. Deci, aceste abonamente ne va permite nou ca cu un singur tichet de abonament să pot circula într-o trolebus și în autobuz. În viitor apropiat, primăria ne-a promis că, cred că în jumătate de an, va reuși să integreze și microbusele. Voi folosi noțiunea microbus, deoarece toată lumea o cunoaște. Vom reuși să integrăm și microbusele într-așa o manieră în care eu, dacă am un abonament, pot merge în orice transport public, iar pe viitor, posibil, dacă va avea un tichet, mă voi putea deplasa din punctul A în punctul B în municipiul Chișinău, indiferent de număr de unități de transport care vă sunt nevoiți să le utilizez. Deci așa este a treia problemă. Și a patra problemă, lucru care se vede cu ochiul liber și voi arăta cu șapte cifre, noi avem o reducere destul de puternică a cetățenilor Republicii Moldova care merg cu transportul public în favoarea transportului privat. Deci eu numesc această o problemă. Dacă mergeți dimineața pe municipiu și nu vedeți că este practic imposibil să se deplaseze, avem niște ambuteaje enorme. Apropo, un lucru bun care s-a întâmplat cu creșterea prețului la produse petroliere, chiar vreau să le mulțumesc ANRE-ului pentru acest lucru. Majorarea prețului la produsele petroliere cumva am mai redus o leacă din ambuteajele de municipiu Chișinău, dar în realitate ne confruntăm cu probleme majore și numărul de autoturisme în Chișinău va continua să crească. Tot ce trebuie să facă municipalitatea pe viitor este să ne gândim la niște politici foarte clare cum noi descurajăm utilizarea transportului privat și încurajăm utilizarea transportului public. Evident, prin această nouă metodologie, nu rezolvă toate problemele, rezolvă primele două și parțial a treia problemă. Asta cu utilizarea transportului privat sau utilizarea transportului public în loc de transport privat este o problemă cu mult mai complexă. Sper că în viitor se va reveni, inclusiv prin reducerea taxelor pentru parcări și altor mecanisme prin care cetățeanul nostru să contribuie activ la reducerea blocajelor care sunt în municipiul Chișinău. Dar haideți să le luăm pe rând. Prima problemă. Presiunea asupra bugetului municipal. Mulți din dumneavoastră poate nu bănuiți, dar anul acesta bugetul municipiului Chișinău trebuie să utilizeze pentru subvenționarea transportului public 700 de milioane de lei. Asta în condiția prețurilor de anul trecut. Să nu uităm că la noi s-a scumpit energia electrică, s-a scumpit motorina. Drept rezultat, în realitate, municipiul Chișinău, dacă lasă tariful actual, prețul pentru transportul public va crește de cel puțin 800, subvenție pentru transportul public va crește cel puțin până la 800 de milioane de lei. Uitați-vă atent aici în grafic, aveți în 2009, în 2009 s-au alocat 144 de milioane de lei, în 2009 vă reamintesc că a fost majorat tariful și în 2010 a scăzut până la aproximativ 54 milioane de lei. După aceasta a crescut, iar în 2022 avem un record absolut de 800 de milioane de lei. În mod să obțin 800 de milioane de lei.
Pentru a înțelege acest lucru, am luat și am făcut o comparație. Câți bani din veniturile bugetului municipal merg pentru transport public? Este următorul grafic, sper că apare în spatele dumneavoastră. Până în anul 2014, undeva 6% din toate veniturile municipiului Chișinău mergeau pentru transport public. După aceasta s-a ridicat la 8%, iar în acest an este 13%. Încă o dată vreau să vă reamintesc asta, fără a ține cont de majorările care deja au avut loc la produsele energetice. Dacă ținem cont de aceasta, noi avem 15%. Ce înseamnă lucrul acesta? Fiecare a 6-lea leu pe care îl câștigă municipiul Chișinău este necesar să-l aloce pentru transport public. În mulți sau puțin, reparația străzii Albișoara a costat 100 de milioane de lei. Altfel spus, municipiul Chișinău în acest an este nevoit să aloce pentru transportul public banii care sunt suficienți ca să repari 6 străzi din municipiul Chișinău. Încă o dată, repet, eu nu sunt contra subvențiilor, ba din contra, contra. Eu sunt pentru subvenții, eu consider că transportul public trebuie subvenționat din simplu motiv că acest lucru îți permite ca tu să încurajezi utilizarea acestui transport public în defavoarea transportului privat. Problema subvenționării transportului public nu este doar socială, dar îți permite să creezi un mediu posibil de trăit în Chișinău, ca să nu ne sufocăm în municipiul Chișinău, însă acesta trebuie să fie la niște parametri normali. Deci 5, 6, 7% din bugetul municipal pentru transport public mi se pare o cifră acceptabilă. Atunci când ajungem, când dăm 15%, iar la anul poate fi și 20% din bugetul municipal, deci practic noi ne transformăm bugetul municipal, se transformă în buget de subvenționare transportului public, trebuie ceva de făcut. A doua problemă, și aici vreau să o arăt, este legat cu numărul de pasageri. Dacă vă uitați, în 2009 noi am avut 194.000 de pasageri. După aceasta, numărul lor a scăzut constant și noi, de fapt, în prezent, suntem la 145 de milioane, milioane de pasageri anual sunt transportați de către... Aici, apropo, când vorbim de transport public, de multe ori se înțelege eronat. La noi vorbim de transport public municipal, asta regia transport auto și regia transport electric sau autobusele și trolele. Totuși, corect este să spunem că transportul public trebuie să spune și microbuzele, care autoritățile municipale de multe ori le ignoră din simplu motiv că nu le dau subvenții, dar în viitor apropiat, după cum am spus, această formă de transport tot va fi integrată totalmente în sistemul de transport public. Deci la noi a scăzut destul de puternic transportul călătorilor cu transportul public. Din ce cauză acest lucru se întâmplă? Dacă vă uitați atent și am avut analize mai de mult, dacă va fi necesar vom mai face, cred că în viitorul proprietar vom face, la noi în Chișinău a crescut enorm numărul de mașini private. De fapt, blocajul care al avea în oraș este legat de faptul că cetățeanul nostru în locul transportului public alege transportul individual. Această metodologie nu rezolvă problema, dar după mine această problemă trebuie rezolvată. Noi trebuie să penalizăm pe cei care merg transport privat sub formă de diferite plăți adiționale și acești bani să meargă la subvenționarea transportului public, ca omul să știe că atunci când merge cu transport public este cu mult mai ieftin. Ce propune această metodologie? Ce vor să facă ei? În primul rând, după cum am spus, să încearcă depolitizarea transportului public și prețului formarea acestei metodologii. Trebuie ce să spunem că municipiul Chișinău a mers la această reformă după ce ani de zile, câțiva ani de zile, s-au investit destul de mult în renovarea și creșterea parcului transportului de pasageri. Formula care a propus-o cei de la BCI presupune că metodologia este aprobată de Consiliu. Deci Consiliul Municipal Chișinău odată aprobă metodologie unde este o valoare de referință sau un preț de referință la transport public, apoi câțiva coeficienți. Ce înseamnă coeficientul acestea? Sunt câteva elemente. Nu voi intra foarte mult în metodologie, cine vrea poate urmări ședința Consiliului, dar voi spune doar în felul următor. Colegii spun, în cazul unui transport care merge în zone mai complicate, merge în suburbii sau merge într-o parte mai dificilă a orașului, se introduce un indicator de complexitate, ceea ce înseamnă că tariful, spre exemplu, spre deplasarea unde
Vatra sau Bobuieci sau în altă localitate din municipiul Chișinău, nu va fi egală cu cea din interiorul municipiului, dar fi una mai mare. Asta se întâmplă și în prezent. Unica ce vor ei să facă ca lucrul acesta să fie reglementat clar pentru cadrul legal. Se introduce un coeficient și noi știm. Dacă în Chișinău este un preț, atunci în afara orașului Chișinău este alt preț, dar toată lumea știe care este. Și al doilea este un coeficient de fidelitate. Despre acesta vreau să mă opresc, de ce are în vedere. Pentru cei care vor procura abonamente, noi vorbim despre oamenii care locuiesc în municipiul Chișinău și ei nu se distrează plimbându-se astăzi undeva, dar el are nevoie să meargă la serviciu, atunci el își cumpără un abonament pe 3 luni și atunci costul unei călătorii timp de 3 luni de zile, la dânsul se primește, de fapt, chiar este mai ieftin cu autobusul, dacă se deplasează cu autobusul, se primește chiar mai ieftin decât este în prezent. Altfel spus, printr-o singură călătorie tu plătești destul de scump, iar cei care au nevoie din cauza serviciilor să se deplaseze, el cumpără un abonament și la dânsul costul călătoriei scade de aproape 3 ori, chiar în unele cazuri scade mai mult decât de 3 ori. Un alt lucru este legat cu mecanismul de protecție a populației. Ce s-are în această vedere? Municipiul Chișinău, foarte clar, autoritățile municipiului Chișinău spun în felul următor. Noi înțelegem că costul unei călătorii poate fi și 5 și 10 lei sau cât va fi ea, dar noi trebuie să ne asigurăm că cetățeanul nostru este în capacitatea de a se deplasa în municipiul Chișinău. Și acest lucru este în felul următor. Eu introdus în procente, dacă nu vă complic pe voi cu procente, vă spun în felul următor. Abordarea municipiului Chișinău, sau dacă se va aproba această metodologie, Consiliul Municipal va spune prețul unei călătorii poate fi cât vreți voi, însă cetățeanul din municipiul Chișinău trebuie să-și poată permite în fiecare, pe un salariu mediu lunar, să procure numai puțin de 1650 de călătorii. De unde a apărut această 1650 de călătorii? Asta este, de fapt, maximul călătoriilor care le poate procura un cetățean din țările din regiune. Deci am luat de un salariu mediu și acolo și vă arăta cât poate călători un cetățean și am spus cetățeanul din municipiul Chișinău pe un salariu trebuie să poată călători cel puțin de 1650 de ori pe lună. Veți vedea mai departe dinamic, am făcut în felul acesta autoritățile municipale protejează cetățeanul. Doi lucruri, a doua formă de protecție este copiii și pensionarii vor putea călători pe gratis. Deci avem circa 200.000 de pensionari, 40.000 de copii, unde autoritățile municipale spun în felul următor. Biletul poate fi costat scump, însă pensionarii circulă pe gratis, copilul merge de la școală la școală sau unde are el de mers la cercuri, unde are tot ce are el copilul nevoie ca să se deplaseze, el merge pe gratis, în felul acesta noi protejăm. Iar cât privește cetățeanul de rând, lui este asigurat că prețul niciodată nu va fi mai mare decât posibilitatea de a procura 1650 de călătorii, acolo i-a dat formula 0,306%. M-am gândit că vă voi zăpăce cu procentele, de ce am transformat-o în călătorii. Ce avem noi ca rezultat? Deci, municipiul Chișinău va avea o formulă prin care Consiliul Municipal aprobă valoarea de bază a tarifului, după aceasta aprobă coeficiențe de fidelitate, coeficiențe de complexitate, unde noi vom vedea cât costă abonamentul lunar pe 2 luni sau pe 3 luni. Sper că în viitor vor fi introduse, sau încă nu pe viitor, dar chiar și acum când se va discuta la Consiliul Municipal, să fie introduse abonamente pe o zi și pe 3 zile, exact cum se întâmplă în Europa, pentru turiștii care vin să-și poată procura un abonament de o zi sau de 3 zile. După ce Consiliul Municipal adoptă această metodologie o singură dată, primarul, care va fi el, indiferent alege primarul actual sau alt primar, odată la 2 ani, va avea posibilitatea să majoreze tariful fără decizia Consiliului Municipal în dependență de inflație. Însă tariful nu poate fi majorat decât în valori naturale unice. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă tariful acum, spre exemplu, se aprobă în 6 lei, inflația este și, spre exemplu, se primește 6,50 lei. Primarul nu majorează tariful, deoarece 6,50 lei nu se introduce. Biletul poate fi 6 lei, 7 lei, deci doar sumă fixă. Și atunci au trecut 2 ani de zile, dacă nu se adună până la 7 lei, nu se majorează tariful. Această metodologie nu este foarte clar scrisă. Eu am sugerat ca să fie foarte clar scris că primarul poate majora în condiția în care inflația este suficient, este relativ mare, care îți permite să mergi cu pasul de 1 leu. Iar ce avem ca rezultat? Din toată această metodologie care a apărut, s-a constatat că prețul de referință, deci prețul
maximul posibil care poate fi acceptat astăzi. Costul unei călătorii costă cu mult mai mult, se apropie de 10 lei. Dar autoritățile au calculat ca cetățeanul Republicii Moldova să poată de pe un salariu mediu din municipiul Chișinău, să poată procura cel puțin 1650 de călătorii sau 0,3 și 0,6%, cum am calculat, ceea ce este maximul care poate procura cineva din regiune, am să dau la urmă și ratingul câtorva orașe regionale, s-a convenit că la etapa inițială acest tarif să fie de 6 lei. Evident, noi, fiindcă a fost politizat ani de zile această problemă de tarif, ce s-a făcut ani de zile? Din 2009 tariful nu a fost modificat și evident că acum avem o creștere prea bruscă. În cazul trolebusurilor avem o creștere de 3 ori, în cazul autobuselor o creștere de 2 ori. Deci este o decizie care cred că va avea niște costuri politice pentru cei care o implementează destul de mari. Economic înțeleg, politic este destul de greu. Deci dacă să vorbim la modul serios, ceea ce nu s-a făcut, trebuia de făcut cel puțin de 2 ori în această perioadă. S-a încercat, din câte am scris, au fost vreo 10 tentative de majorare a tarifului. Uitați-vă că acum viața și 800 de milioane de lei subvenții care trebuie să dai în acest an obligă autoritățile municipale să meargă la majorarea tarifului și aici este extrem de important un lucru care vreau să-l menționez. Tariful unifică. Deja nu mai este diferența dintre trolebus și autobuz, va fi un singur preț, un preț unic pentru transportul public municipal, lucru care îți va permite că atunci când procuri un etichet, e etichet unic, îl poți folosi și la trolebus și la autobus. Drept în consecință, eu așa am transformat câte călătorii poate cumpăra un cetățean din municipiul Chișinău pe un salariu mediu. Dacă vă uitați atent, în anul 95 era posibil de procura 228 de călătorii. Deci a fost anul cel mai... era sărăcie total, vă aduceți aminte. După aceasta le-a crescut, în 2006 am ajuns la 2380 de călătorii. A fost maxim. Apoi am avut o majorare de preț, puterea noastră a scăzut, iarăși a crescut. În 2009 iarăși s-a majorat tariful, iarăși puterea noastră a scăzut. Și în 2010 la tariful nou am avut 1417 călătorii. Astăzi, mulțumită faptului că din 2009 la noi tariful nu a crescut, dar salariul mediu în Chișinău a crescut, noi astăzi am ajuns că în 2021 un cetățean în municipiul Chișinău își poate cumpăra 4346 de călătorii la salariul din 2021. În 2022, dacă municipiul Chișinău va decide majorarea tarifului până la 6 lei, puterea noastră scade până la 2146 de călătorii sau ceea ce a fost în 2015. De câte observați, scăderea este destul de puternică, de două ori. Apropo, am luat prețul mediu. Am considerat că cetățenii noștri merg în egală măsură și trolebus și cu autobusul, deci am luat prețul mediu până acum de 2,50 lei, 2 lei la trolebus, 3 lei la autobus, media 2,50 lei, iar în varianta nouă am luat 3 lei. Scăderea este de două ori, deoarece pe de o parte crește tarif, pe de altă parte crește salariul. Haideți să ne uităm ce se întâmplă în regiune. Dacă ne uităm în regiune, vedem, municipiul Chișinău în anul 2021 are 4350 de călătorii, ceea ce este de două ori și jumătate mai mult decât următorul oraș din aproape de noi, Clujul, unde pe un salariu mediu poți procura 1670 de călătorii. Mai departe este orașul din Polonia cu 1430 de călătorii, apropo, au fost selectate de către BCI, deci eu doar repet ceea ce au dat ei, mai departe poate fi, și dumneavoastră puteți face exercițiul acesta, deci noi ajungem că de fapt un salariu din regiune îi permite unui om în cel mai bun caz să aibă undeva 1600 de călătorii. Și atunci bugetul municipiului, sau de fapt autoritățile municipale, pentru a proteja cetățeanul, au spus, noi oferim cetățeanului nostru așa un tarif prin care el se poată procura pe un salariu numai puțin de 1650-1670, deci asta este maxima din regiune. După aceasta, vedeți, în Riga 715 călătorii, de fapt, cam am putea spune, maximul ce își poate procura un cetățean din Europa sunt 2000 de călătorii pe un bilet unic. În municipiul Chișinău s-au propus tot cam pe aici, pe zona aceasta, 1670-2000, deci nu este critic. După ce se va implementa această reformă, vedeți că în Chișinău scade până la 2150. De fapt, ca să nu zăpăcim foarte mulți consilierii municipali cu 0,06% sau ceva, trebuie să sunt în felul următor. Tariful municipiului Chișinău nu trebuie să fie mai mare decât
posibilitatea unui cetățean de a avea 2000 de călătorii pe lună de pe un tarif. Și doi, mecanismul de fidelizare trebuie să fie de așa o natură ca abonamentul pentru 3 luni de zile, sau dacă va fi făcut abonament și mai mare, dacă 3 luni de zile este un termen rezonabil, abonamentul pe 3 luni de zile presupune scăderea prețului de cel puțin 2-3 ori. Deci astea sunt principalele lucruri care se introduc în această nouă metodologie. Evident, va crea niște nemulțumiri în rândul cetățenilor, o creștere substanțială a tarifului, în condiția creșterii totală a tuturor prețelor, va nemulțumi cetățeanul. Eu doar am încercat astăzi să explic. Municipiul Chișinău are câteva probleme. Prima, n-a avut niciodată o metodologie normală de aprobare, a fost întotdeauna politizat și vor să iasă de pe segmentul politic. Dar vor avea prețuri politice. Doi, subvențiile de 800 de milioane de lei este o povară prea mare pentru bugetul municipal. În realitate, nu pot ține acest lucru, de ce este necesar ceva de făcut. Nu m-aș mira dacă va fi luată o decizie de compromis, dar până ce tot ce am văzut în spațiu public este acest preț care să asigure pentru 2022 numai puțin de 2000 de călătorii pe un salariu lunar, care este maxima din regiune. Însă, acest 2000 de călătorii, din păcate, va fi de două ori mai puțin decât a fost posibil anul trecut. Până aici, pentru ziua de astăzi, ne auzim data viitoare cu alte subiecte de interes economic important pentru societatea noastră.